ziua rezistenței romilor. Și cu ocazia asta RSL ne-a organizat, ne-a invitat la protest în fața ambasadei ruse. Poate ați văzut video cu tancul rusesc capturat de tractor. Am fost și eu solidar să protestez, mai ales că azi se împlinesc 210 ani de la semnarea păcii de la București, în urma căreia Basarabia a fost ocupată de Rusia și a rămas ocupată vreo 200 de ani. Deci azi, pe 16 mai, m-am gândit să vin și eu cu un protest al meu specific de susținerea rezistenței romilor, dar și de reproș adus Federației Ruse, care se bagă peste tot să acapareze teritorii. Ruski soldat, idi domoi! Russian army, go home! Gata!